dorim să fie Domnul. Cu cea de părinte, iubiți frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu pentru harul de a fi din nou împreună în casa Domnului și mai ales având această Evanghelie minunată înaintea noastră. Aș vrea în câteva cuvinte să privim la această frumoasă Evanghelie în care îl descoperim pe adevăratul om care este pe adevăratul apostol Petru și nu așa poate cum am format o imagine despre el ca fi un om mai aspru, mai de apostol, ci vedem un om smerit, un om care chiar dacă era profesionist în ceea ce făcea ca pescar, se smerește și primește sfatul de la cineva care nu știm să fi fost de meserie pescar și nu să aibă o prea mare experiență în domeniul acesta. Și totuși, Sfântul Apostol Petru acceptă sfatul Domnului nostru Iisus Hristos. I-a mai pescuit după ce o noapte întreagă, cu toată iscusința lor și cu toate sculele care aveau în vremea aceea, n-au prins nimic. Ei puteau foarte simplu să zică chiar cu respect, că nu este pește, nu mănâncă pește în perioada aceea. Și totuși, vedem aici un om care, deși era întristat, el și cei cu care au pescuit și în mod sigur obosit, atunci când Domnul nostru Iisus Hristos se apropie de corabia lor și s-a suit într-una din corabii și l-a rugat să depărteze puțin de la țărm, pentru un lucru duhovnicesc, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos vrea să spună un cuvânt mulțimii care aștepta de la el un cuvânt, Sfântul Apostol Petru face lucrul acesta. Și nu zice, nu se scuză, Doamne, noi vrem să ne terminăm jobul pe ziua de astăzi, suntem supărați, n-am prins nimic, mergem și noi să ne odihnim, să încercăm din nou la noapte. Nu zice nimic. Ascultă cuvântul Domnului și face lucrul acesta. Și după ce a încetat să vorbească, s-a adresat Domnul Sfântului Apostol Petru, lui Simon, aici, și i-a zis, depărtează la adânc și aruncați-vă în regele pentru pescuire. Și aici, din nou, vedem inima Sfântului Apostol, care, deși aduce un argument, zice, învățătorului, toată noaptea ne-am trudit. Și n-am prins nimic. Ne-am trudit și au pus toate iscusința lor, toată priceperea, toate cunoștințele de când pescuiau ei și poate părinții lor, ghidându-se după vreme, după știu și eu ce împrejurări, să știe unde sunt locurile de pescuit. Și nu au reușit să prindă. S-au consolat, probabil, au zis, este un moment neprijemnic, o să încercăm altă dată, dar după ce i-a pus acest argument, Sfântul Apostol zice un lucru, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. Și aici cred că, de fapt, vedem sau înțelegem că Sfântul Apostol, Sfântul Simon, Petru aici, care e Simon încă, a luat aminte la ceea ce a spus Domnul nostru Iisus Hristos înainte, în corabie. Cred că a fost, pe cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns în inima lui. Ceva l-a mișcat. Ceva l-a făcut să creadă că omul acesta ce spune este adevărat, indiferent că vorbește despre lucrurile Împărăției lui Dumnezeu sau despre lucruri din lumea aceasta, referitoare la pești, la pescuit și l-a crezut pe Domnul. Pentru că dacă nu-l credea, nu-l asculta. Deși s-a părut un lucru ieșit din comun, ca să meargă din nou la pescuit dimineața, cu sculele nepregătite, nu a apucat să vedea să le până la punct să le descălcească, să le spele, să le repare unde s-au stricat, au făcut lucrul acesta. Pentru că l-au crezut pe Domnul. Ce ar fi de învățat pentru noi în ziua de astăzi? De multe ori, Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, ne spune lucruri care nouă ni se par că poate sfidează logica noastră sau sunt cumva greu de acceptat pentru noi, pentru rațiunea noastră, pentru priceperea noastră, pentru profesionalismul nostru, dar
putem învăța de la Sfântul Apostol Petru să credem pe Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu ne cere ceva și știm că este de la Dumnezeu și este chiar împotriva oricărei înțelegeri a noastră omenești, să-L ascultăm pe Domnul. Pentru că vedem și la această Evanghelie, Sfântul Apostol nu a regretat că a ascultat Cuvântul lui Hristos. S-au dus și au aruncat mrejele și s-au întors cu o mulțime de pești, au umplut armele curând. Și ca să vedem, de fapt, sau ca să... De unde reiese cel mai mult starea și inima Sfântului Apostol Petru și a celor care erau cu el, din ultimul verset al acestei Evanghelii, când spune ei, au scos corăbile la mal, după ce s-au tudit să scoată mrejile pline cu pești, să le împartă, să umple corăbile, corăbile aproape să se scufunde, au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Deci nu și-o lipit inima de pești aia mulți care i-au prins. Nu au rămas să-i valorifice, știu și eu, să se bucure de ceea ce le-a dat Domnul material, ce au renunțat la tot pentru Domnul nostru Iisus Hristos și au mers după El. De multe ori se întâmplă și în viața noastră, la un moment dat, Dumnezeu să ne dăruiască ceva ce ne-am dorit. Mult, știu și eu, din săraci să ne facă bogați, din oameni fără servici să ne dea un servici, să ne aducă la o stare mai bună, la o stare materială mai bună. Și noi, cum răspundem în situația aceasta? Ne dăruim mai mult Dumnezeu sau ne lipim mai mult inima de lucrurile care le-am primit? Sfântul Apostol Petru n-a făcut așa. Și ceilalți care erau împreună cu el, adică Sfântul Apostol Iacov, Ioan, care au fost atunci împreună, ci au reușit sau au putut să renunțe la tot pentru Cel care le-a spus să arunce mrejile. Pentru că și-au dat seama că omul acela care era cu ei, nu știu cât înțelegeau ei atunci că e Fiul lui Dumnezeu și cât cunoșteau din ceea ce se va întâmpla ulterior, dar au și-au dat seama, au simțit că ceva mult mai mult acolo decât două corăbi pline cu pești. Acolo e ceva care e legat de sufletul lor, de veșnicie, ceva care trece dincolo de orice comoară pe pământ. E comoara aceea de care vorbește Domnul nostru Iisus Hristos într-o pildă. Comoara din țară pe care au găsit-o și au reușit să renunțe la tot pentru ea. Și au descoperit pe urmă ulterior, treptat, că așa este, o comoară nesfârșită. O comoară din care se vor bucura și se bucură în veșnicie. Oare noi am descoperit această comoară? Am descoperit pe Domnul nostru Iisus Hristos, care e mai mult decât orice bogăție de pe pământ, care e mai mult decât orice primim pe acest pământ, fie, știu și orice bogăție am crede noi. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos este dragostea întrupată. Este Dumnezeu întrupat pe pământ. El e Cel care, cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, a renunțat la tot pentru noi, inclusiv la viața Lui. S-a dăruit-o pentru noi pe cruce și încă moarte pe cruce, o moarte groaznică, pentru ca să ne ierte toate păcatele noastre. Pentru ca să putem fi cu El în veșnicie. Să știți că noi, ca oameni, nu conștientizăm multe lucruri decât în momentul când se întâmplă. Vedeți, se spune că vin cu tremure, sau vin inundații, sau nu știu câte necazuri și probleme. Până nu vin, nu conștientizăm cât e de grav lucrul acela. Ne pregătim pe aici și acolo. Și ne prinde nepregătiți întotdeauna. Vine un cutremur grozav și nu suntem în stare să scoatem oamenii de sub dărâmături. Nu suntem pregătiți. Vine, știu și eu, ce problemă, ce boală, ce... Și nu suntem, pentru că nu conștientizăm gravitatea situației în momentul când ar trebui să ne pregătim pentru ea.
La fel ne spune cuvântul lui Dumnezeu de un moment în istorie când va veni finalul istoriei și va veni judecata lui Dumnezeu. Atunci spune cuvântul lui Dumnezeu că toate lucrurile se vor opri și Dumnezeu va trage linie și va judeca lumea după cuvântul lui. De cât conștientizăm că momentul acela este real, să ne putem pregăti pentru el. Și Domnul nostru Iisus Hristos pentru acel moment a venit să ne pregătească și pentru veșnicie întreagă. Ca să putem atunci să fim cu El, să fim ai Lui. Pentru că numai cine este în El poate să treacă prin acea situație și să fie mântuit. Exact ca o imagine mai clară, o vedem corabia lui Noe. Acel potop a fost vestit de Dumnezeu. Aproape, sigur, cred că și ceilalți ar fi auzit de el, că noi 100 de ani am lucrat la corabie și s-au pregătit pentru potop. Dar noi am venit să creadă că chiar așa. Și-o fi făcut unii dintre ei, o să-mi fac și o bărcuță și-o făcut fiecare câte ceva poate, ca să scape. O zic, da, vine apa, stau în barcă și scape. Dar nu și-o făcut ce trebuie. O corabie cum și-o făcut Noe, închisă și deasupra și de desubt, cu zmoară, cu tot ce trebuie ca să scape, după cum mi-a spus Dumnezeu. Și deja au fost urcat ei în corăbi, în bărcuțele lor. Când au venit potopul, s-a înghițit cu tot. Și la fel și astăzi. Este o singură corabie care ne poate salva și ne poate duce dincolo în veșnicie și aceea este Domnul nostru Iisus Hristos, Biserica Lui, care e trupul lui Hristos pe pământ. Și numai cine este în ea, în mod real, poate să treacă prin acest potop care va veni. Orice alte bărcuțe și orice alte lucruri care ne-am pregătit noi nu pot să ne treacă dincolo. Pentru că numai în El este mântuire. Numai prin El avem iertarea păcatelor. De aceea trebuie cât putem să ne lipim inima de El. Și atunci când ne descoperă Dumnezeu că ceva nu este plăcut în viața Lui, în viața noastră, pentru El, să renunțăm. Să putem renunța, dacă e posibil. Și ar fi ideal să renunțăm la toate cele reale pentru Dumnezeu. Așa cum au făcut apostolii astăzi, au renunțat la tot și s-au dus după Domnul. Și iată că după 2000 de ani, după 2000 de ani ei sunt pomeniți. Pentru că au făcut lucrul acesta. Dacă nu făceau așa, poate nu mai știa nimeni niciodată de ei. Că au fost niște pescari odată care au reușit să au reușit să prindă pești. Dar pentru că au ascultat de Domnul ziua aceea, au ajuns apostole Domnului și vor fi și sunt și vor fi cu Dumnezeu în veșnicie apostole lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute să rămânem și noi pe Hristos, să renunțăm la ceea ce ne învață că nu este după voia Lui și să fim cu toți în corabia lui Dumnezeu, în Biserica Lui cea bună. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin.